am achiziționat pe prima mașină electrică folosită la școala de conducători auto din județul Gurs și, după cunoștințele mele, chiar prima din țară. Este un model smart, se comportă foarte facil pentru a învăța cursanții care doresc să conducă o mașină cu cutie automată. Noi încercăm să ținem pasul cu tehnologia, implementăm inovațiile în procesul nostru de pregătire, atât la pregătirea practică, cât și la pregătirea teoretică. Acum tocmai ați filmat primul cursant care a avut șansa, să zic așa, să conducă o mașină electrică. Impresia lui a fost că se conduce foarte ușor, se comportă ca o mașină cu motor termic, cu cutie automată de schimbare a putere de viteză. Are un demaraj foarte mare la pornire, deoarece nu necesită motorul o anumită turație pentru a dezvolta puterea maximă. Deci este o adevărată plăcere chiar și pentru mine de când am achiziționat-o, la de față nu are pedale de ambreiaj. Se selectează modul de parcare sau de plasare înainte, înapoi și are doar accelerație și frână. Cursanții care fac pregătire pe această mașină probabil au acasă sau dorește să achiziționeze și acasă o mașină cu cutie automată. Acesta este viitorul lumea auto, deci mașinile electrice, deoarece un cost de aproximativ 6 lei la o priză normală poți să parcurgi 150 de km. Momentan, costul de achiziție al unui astfel de vehicul este destul de mare, dar probabil că vor scădea costurile de achiziție și astfel este foarte amicabilă. Este prietenoasă cu mediul. Eu sunt și un ecologist convins. A fost unul dintre motivele pentru care am achiziționat această mașină.